Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care vreau, drăguților, să văd dacă această persoană se gândește la dumneavoastră. Dacă această persoană are încă gândurile către tine, dacă mai există pasiune, viitor sau speranță. Drăguții mei, ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți, cu siguranță un mesaj veți găsi sau o vorbă bună. Cei care doresc etalări personale au aici telefonul pe măsuță, la fel și în descrierea acestui video. Aveți e-mailul și telefonul pentru a vedea strict personal pentru situația dumneavoastră ce se întâmplă. Dragii mei dragi, vom începe ca de obicei cu oracolul, după care vom continua cu tarotul vrăjitoarelor. Haideți să vedem ce ne spun astăzi zânele, care sunt mesajele pentru dumneavoastră ca și energie. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți în direct, dragii mei, mulțumesc celor care se uită și după ce nu mai suntem în direct, mulțumesc pentru mesaje, pentru gândurile noastre bune, mulțumesc frumos pentru urări, pentru tot ceea ce mi-ați scris, vă iubesc mult de tot și vă doresc tot binele din lume și împlinirea tuturor dorințelor. În primul rând, sănătate, că e mai bună decât toate, dragii mei, că restul le ducem în spate liniștiți. Au sărit, să știți, două cărticele, de fapt chiar trei, așa că am să le las, n-am să mai scot altele. Ele au vrut să iasă, cu ele povestim mai departe. Dragii mei dragi, văd că în perioada următoare o să aveți parte de o aniversare. Veți celebra ceva, vă veți bucura de un moment special. Este posibil mai mult decât clar să existe o invitație din partea unei persoane dragi, din partea unui om la care dumneavoastră aveți în acest moment sufletul. Pentru că este cartea iubirii, este cartea persoanelor care se întâlnesc pentru a împărți momente frumoase, pentru pasiune, pentru dragoste și pentru bucurie. Eu cred că cu această persoană, dumneavoastră veți avea în perioada următoare o întâlnire, un mesaj sau momente magice, pentru că este exact această energie a sufletelor pereche care se reîntâlnesc. Drăguții mei, este momentul să vă bucurați și să lăsați ca sufletul nostru să se deschidă din nou. Spun asta pentru că simt acea tristețe, dezamăgire și poate că foarte mulți dintre cei care mă ascultă au trecut prin relații dificile, au trecut prin momente groaznice, au trecut prin clipe în care poate nu mai vedeau universul sau credeau că nimic nu o să se mai rezolve în această viață. Dragii mei, speranța moare ultima, este bine să rămânem cu ea pentru că este singurul lucru pe care Dumnezeu ne-l lasă în momentele de restriște. Mergem mai departe la a doua energie. Energia este intenția pură cu care noi acționăm în această viață. Dragii mei, e clar că trebuie să manifestați dorințele inimii dumneavoastră pentru a pune aceste intenții către univers, pentru a ajunge să aveți acel bine și acea bunătate care să vă ajute în relațiile cu toți din jur. E clar că intențiile dumneavoastră pure sunt ceea ce vor salva în perioada următoare tot felul de relații, de momente sau persoane care vor avea nevoie de dumneavoastră. Nu uitați că Dumnezeu lucrează prin oameni și că nu toată lumea este rea, nu toată lumea este parșivă, nu toată lumea este cu intenții negative față de noi, nu toată lumea ne dorește răul. Eu vreau să cred că majoritatea celor de care ne înconjurăm sunt persoane pline de lumină, pline de înțelepciune și pline de dragoste față de noi, așa cum și noi le dăm celorlalți înapoi. Dacă vreodată nu vă simțiți iubiți sau nu vă simțiți apreciați, dragii mei, nu stați în acele relații. De altfel, anul următor, în 2024, va exista o curățenie masivă la nivel de relații personale. În momentul acela nu vor mai exista niciun fel de relații cu care dumneavoastră nu mai sunteți pe aceeași vibrație, nu mai puteți vorbi în comun nimic sau oameni care simțiți că nu vă mai sunt utili. Și când spun util, nu înseamnă interese, ci înseamnă persoane care să ne aducă pace sufletească, persoane care să ne ridice vibrația, persoane care numai prin simpla prezență, simplul lor zâmbet, să ne facă să ne simțim bine. Deci veți elimina tot ceea ce este toxic, tot ceea ce nu mai are parte, nu mai face parte, iertați-mă, din bunăstarea dumneavoastră. Mergem la ultima energie, iubiții mei. Avem aici energia tentației, da? Este clar că probabil dumneavoastră v-ați lăsat foarte mult atrași de o pasiune, de un aspect fizic sau v-ați îndrăgostit poate la nivel, să zicem, trupesc de cineva sau v-ați lăsat atras de anumite calități care nu erau tocmai cele care trebuiau în persoana la care vă gândiți sau persoana cu care ați stat. Pentru că, dragii mei, este acea putere a trece peste tentația fizică și a vedea mai departe sufletul unei persoane, inima unei persoane, dacă într-adevăr acel om ne merită, dacă într-adevăr acel om are inima pentru noi, dacă ne este sincer, dedicat și corect. Pentru că de multe ori ne lăsăm purtați ca orice ființă de ceea ce ne intră pe ochi,
Ați văzut dumneavoastră exact cum e și mâncarea. Dacă arată bine, ne apucăm să mâncăm, dar nu întotdeauna are și gust. Exact așa și cu persoanele. Pot arăta minunat, pot fi foarte sexy, pot fi foarte atrăgători, se îmbracă minunat, miros bine, vorbesc interesant, dar în momentul în care ajungi în intimitate, îți dai seama că sunt total goi pe dinăuntru sau sunt plini de ego sau sunt niște persoane narcisiste sau sunt persoane care nu se iubesc decât pe ele. Deci mare grijă cu aceste energii, pentru că avem acest șarpe aici în această, în această cărticică de oracol. Aveți grijă cine este șarpele din viața dumneavoastră și călcați-l pe cap. Bun, iubiții mei, acestea fiind spuse, am lămurit cu zânele care au fost mesajele de la zâne. Haideți să vedem acum și tarotul, așa cum am spus, dragii mei. Vreau să vedem dacă această persoană se gândește la dumneavoastră, dacă mai există intenții, dacă mai există dorințe, dacă se va mai întâmpla ceva mai departe cu dumneavoastră, cu el sau cu ea. Mai ales că sunteți încă probabil cu gândul la această persoană și vreți încă să vedeți ce se întâmplă în viețile lor sau, evident, dacă mai există o posibilitate cât de mică de a fi împreună. Pentru cei care sunteți separați, blocați, îndepărtați și Dumnezeu mai știe cum, că e o mare suferință universală, să știți, în momentul în care persoanele nu pun suflet în relațiile pe care le trăiesc. Și nu e vorba de dumneavoastră, e vorba de mine și de tot ce mă înconjoară și pe mine, pentru că nimeni, absolut nimeni, dragii mei, nu scapă și nimeni, știți cum e, nimeni nu este fericit 100% oricât de mult încearcă să mimeze că da. Haideți să vedem, iubiții mei, ce avem astăzi ca mesaje pentru dumneavoastră. Drăguții mei, avem gemeni, avem pești, avem rac, avem capricorn, avem săgetător, avem taur, avem leu, avem berbec, avem iarăși leu, avem aici vărsător, avem pești, avem taur și balanță. Bun, haideți să vedem ce vor să ne spună astăzi cărticelele. Am să le ridic un pic mai sus ca dumneavoastră să le vedeți, ca de obicei. Dragii mei dragi, haideți să vedem ce vor să ne zică cărțile acestea minunate. Da? Care este mesajul pentru dumneavoastră? Pentru că mulți aici încă sunteți cu sufletul la gură și vreți să știți ce se va întâmpla mai departe. Dragii mei dragi, eu văd că aici că persoana dumneavoastră se gândește la lucrurile pe care le-a făcut. Da? Asta e așa undeva la distanță, fix că este peste țări și mări sau lângă dumneavoastră și este o persoană care în momentul de față ori lucrează, ori este băgat în muncă ca să uite de ceva, ori este lângă o familie care nu sunteți dumneavoastră, pentru că văd aici că este foarte dor de prezența ta și poate este de fapt într-o altă familie la distanță unde pot exista copii, dar dacă nu vorbim de niște suflete pereche sau vorbim de o altă persoană între amândoi. Pentru că avem aici și triunghiul amoros și e clar că pentru mulți dragii mei aici n-ați fost singuri în această conexiune. Da? E clar că această persoană se gândește la tine, această persoană își trăiește momentele acolo, dar sufletul său este clar la ceea ce a trăit cu tine, la ceea ce a iubit, la ceea ce ați făcut împreună. Pentru că chiar dacă există aici o relație serioasă, o căsătorie implicată sau a treia persoană pentru voi, o persoană pe care evident această persoană o are sau a pus-o între voi amândoi, să știți că această persoană nu are sentimente pentru acea treia energie. Da? Deci nu are niște sentimente atât de frumoase, atât de curate și atât de faine cum le-a avut cu tine, pentru tine și atunci când erați împreună. Da? Cu siguranță, probabil, tu te gândești că această persoană nu se mai simte atras de tine, te-a blocat, nu mai vorbește, nu se mai apropie sau pur și simplu, dragii mei, te-ai simțit cumva folosit sau a existat aici doar o pasiune la nivel fizic și atât. Ideea e că această persoană, eu cred că a încercat să manipuleze situația pentru că atracție simțea, dragoste simțea, însă n-a fost în stare să facă la acel moment mai mult. Pentru mulți aici simt că aveți și o prietenie sinceră cu acest om, da? Deci o comunicare specială. Pentru că, dragii mei, amândoi sunteți ca două pietre tari. Este clar că tu i-ai dat forța necesară să se ridice de jos, tu l-ai ridicat, tu l-ai ajutat, tu l-ai făcut să se simtă bine, l-ai iubit cum nu l-a iubit nimeni, pentru că înainte de tine nicio altă persoană în viața sa nu a mai depus aceleași eforturi, nicio altă persoană n-a mai găsit soluții pentru această persoană, nimeni nu s-a mai sacrificat, da? E clar că probabil au existat aici secrete sau o relație în secret, dar eu cred aici că tu ai mutat muții din loc la propriu pentru această persoană și această persoană își dă seama astăzi cine ești tu, da? Deci oricât de mult dumneavoastră v-ați agita sau ați crezut că nu se mai gândește la voi sau nu vă mai vrea, nu vă mai scrie, nu vă mai vorbește, această persoană, încercați însă să nu-l forțați, eu văd aici că se gândește clar la o călătorie, la o revenire și stă și vrea să încerce să vadă cum trebuie să facă lucrurile ca să iasă bine. Probabil că
Drăguții mei, voi ați obișnuit persoana asta să fie căutată, să fie giugiulită, să fie băgată în seamă. De câte ori făcea o nebunie, o prostie sau o greșeală, voi erați acolo și îl iertați, îl îmbrățișați și ați acceptat foarte, foarte multe lucruri. Da? Nu este vorba de a nu accepta ceea ce trebuie de la persoana dragă, dar uneori, dragii mei, când ne călcăm pe noi în picioare și respectul propriu, și această persoană consideră că îi se cuvine și face la fel. Da? Deci, văd că acest om... parcă așteaptă să fie băgat în seamă, deși în acest moment își dă seama că nu vei mai iniția nicio conversație, nu vei mai face absolut nimic până când el sau ea, dragul meu, te va căuta cu adevărat, draga mea, pentru că există aici dorința de a vedea dacă într-adevăr acest om va aduce ceva serios în relația voastră. Vreți să vă reconectați sufletește cu el, vreți să treceți relația la un alt nivel și e clar că această persoană nu vrea să se mai înfrunte cu tine, pentru că văd că amândoi v-ați agitat în trecut, a existat multă gelozie, multă neîncredere. Persoanele care au fost între voi este cele care și-au băgat coada și cineva aici s-a săturat și s-a retras. Da? Deci eu cred că pentru perioada următoare, dragii mei, există aici o mare posibilitate de a se schimba ceva, pentru că am acea energie a unui început, dar este o relație destul de grea, o relație în care cineva va trebui să renunțe la niște lucruri false, la niște combinații false, poate la niște rude care au avut doar interese cu el, dragii mei, sau la acea treia persoană, cu copii sau fără, pentru care omul ăsta s-a îndepărtat de voi. Probabil că există aici posibilitatea unei călătorii, pentru că văd că cineva are lupte interioare acolo, la distanță unde e. Și că oricât de mult încearcă să evite să se gândească la voi și la tine, nu poate, da? Poate că tu nu erai convins, simțeai că omul ăsta ba te iubește, ba nu, ba pleacă, ba vine. A avut de ales între opțiuni, dragii mei, pentru că a analizat aici pe toate părțile ce avea de făcut și poate n-a găsit acea soluție optimă când tu ai așteptat-o, da? Ce pot să vă spun e că omul acesta a fost ca iubirea vieții tale, însă era și foarte multă toxicitate, dragii mei. Era toxicitate pentru că tu i-ai dat un deget, ți-a luat toată mâna, această persoană, tu ai simțit că parcă strage pielea de pe tine sau la un moment dat a devenit profitor sau această persoană parcă a stat la masa ta, iar când i-a fost ușor sau simplu, a plecat și ți-a întors spatele, da? Iar tu ai rămas undeva dezamăgit, cu datorii, cu probleme și n-ai știut de fapt unde ai greșit, de persoana asta se poartă atât de rău cu tine. Există clar o justiție divină, dragii mei, pentru că văd aici că pentru mulți această persoană va lăsa mândria la o parte și va da seama că tu ai fost un soare pentru el, da? Toată această energie, toată această iubire pe care el n-a știut să o aprecieze, de fapt, i-a adus lumina. Este clar că această persoană poate nu va face neapărat marele pas mâine, dar, dragii mei, vrea să aibă o viață sigură, vrea să se simte apreciat și iubit. Nu știu dacă va renunța atât de ușor la tot, dar să știți că toată falsitatea din această poveste, dragii mei, toată manipularea și toată toxicitatea nu va mai exista, da? Pentru că eu simt aici că omul ăsta... parcă încearcă să te recucerească la un moment dat, da? Există aici o inimă rănită și probabil că cineva nu o să mai plece capul, nu va mai face compromisuri și este ca un fel de trezire pentru celălalt de lângă dumneavoastră. E clar că va exista probabil o perioadă în care va exista o luptă în această persoană, pentru că, dragii mei, simt aici că ceva în viața acestei persoane este încă negativ. Poate că se bucură de lucruri care, de fapt, nu-i fac atât de bine și eu cred că e posibil pentru mulți să știți să existe aici presiune din partea cuiva, nu e vorba de dumneavoastră, e vorba de altcineva care îl presionează, îl șantajează, nu știu, cu ceva material, cu un copil, cu o casă, cu orice și există foarte multe blocaje față de tine, da? E clar că aici mulți nu mai comunicați, nu mai vorbiți sau această persoană parcă nu mai știe nimic de tine de ceva timp. E clar că oricine s-a pus în calea destinului, drăguții mei, să știți că n-are nicio șansă în final, pentru că eu văd aici că toată această energie frumoasă pe care tu ai trăit-o cu omul ăsta e posibil să se repete, deoarece cineva a plecat din această conexiune pentru că nu mai putea să ducă o cargă, nu mai putea să ducă niște greutăți, nu mai putea să se împartă între două lucruri. Nu știu, poate a fost teamă cu banii, trebuia să dea bani într-o parte, se gândea și cu ce bani vin la iubii. Sau poate a avut o responsabilitate de familie cu cineva, poate a avut, nu știu, ceva care i-a pus absolut pe cetea și nu a putut să mai plece de acolo, da? Deci eu văd că această persoană a fost undeva blocată într-o energie departe de tine, ori foarte multe influențe negative, ori persoane din familia lui care și-au băgat coada, ori persoane care au încercat să vă despartă. Pentru că, dragii mei, există în viața acestui om o codependență destul de, să spunem, n-aș spune chiar bolnavă, dar cred că pe acolo. Adică,
ori depinde foarte mult de maică-sa, de taică-su, ori este cu o fostă, ori are pe cineva pe care nu poate lăsa, dar nu pentru că există dragoste, ci pentru că mai mult a vrut să-și demonstreze că e mai fericit acolo, că e mai bine decât aici unde era cu tine sau ceea ce-i oferise-i tu. Da? Deci parcă n-a fost sincer de la început, dar eu văd, drăguții mei, că există în acest moment iubire, pentru că toată zona de confort pe care omul ăsta n-a fost în stare să o lase, sau, cum să vă spun, toată obișnuința în care a trăit sau felul în care a alergat spre altcineva, este ceea ce în acest moment îl duce pe el la pieire. Spun asta pentru că, dragii mei, deși credea că nimeni nu mai este ca el pe lume, toate aceste intenții care n-au fost la început serioase se transformă în intenții serioase, da? E ca și cum și-ar dori un angajament pe viață, dar știe că te-a lovit, că te-a înșelat, iar tu este clar că n-ai să mai accepți să fii a treia roată la căruță. Tu n-ai să mai vrei să simți nefericirea care ai simțit-o, tu n-ai să mai vrei să te pui pe locul 2. Simt aici că începeți să vă iubiți, dragii mei, și că în final, cu pași mici, veți face niște mișcări strict în folosul dumneavoastră și vă veți ridica deasupra tuturor. E clar că poate n-a avut curajul această persoană să-și înfrunte himerele din trecut, te-a mințit, s-a lăsat influențat de alții, așa cum am spus, și, dragii mei, are toate acele frici interioare pe care în acest moment va trebui să le schimbe. Spun asta pentru că situația asta s-a echilibrat la un moment dat, a încercat să mențină acel echilibru cu tine, a încercat să vină spre tine, pentru că știe că oricum karma îl face să plătească. De altfel avem aici cartea karmei, este în acest tarot, dragii mei, cartea cu karma, care clar mie mi-arată că omul ăsta va plăti cu vârf și îndesat tot ceea ce, să spunem, într-o formă sau alta, ți-a provocat ție. Pentru că este un Dumnezeu sus și dreptatea universală, dragii mei, se aplică. Ceea ce văd este că e posibil ca această persoană să vrea să lupte pentru iubirea ta și în viitor. Dar până nu va face pace cu el, până nu va face liniște în jurul său, până nu va lăsa lucrurile bine cu cei cu care în acest moment interacționează, până nu își va lua în serios, iubiții mei, rolul și viața de pereche oficială cu tine, nu vor funcționa aceste lucruri, da? Deci eu văd aici clar că există niște lecții karmice care, așa cum am spus, dragii mei, nu sunt întotdeauna binecuvântări, ci sunt lecții dureroase. E clar că acest om trebuie să dea un ultim examen pentru a vedea dacă poate sau nu să fie cu tine în viitor. Vorbim aici de lecții karmice, vorbim aici de o persoană care poate nu trece peste tradiții, nu trece peste o anumită credință a sa sau este tocmai ajutat de acea credință să lupte, să facă lucrurile diferit. Este clar că la el stau în acest moment soluțiile, în divinitate poate găsi cheia la problema voastră și eu cred aici, dragul meu, draga mea, că va exista multă armonie în această relație dacă acest om, în final, va veni lângă tine pentru a desăvârși această relație, pentru a-și recunoaște lui că te iubește, că poate să vindece rând și poate să vindece această karmă pe care a trăit-o amândoi. Este clar că Marele Preot reprezintă căsătoria, reprezintă uniunea, reprezintă, dragii mei, tot ceea ce este legat de credință, de bunătatea, de lumina lui Dumnezeu, de tot ceea ce, în final, vrei nu vrei, destinul ți-l pune în frunte, da? Deci oricât de mult fuge, cum se spune, toate drumurile duc la Roma. Deci, în final, va trebui să înfrunte relația și viața cu tine. Poate pentru mulți, dragii mei, aici chiar veți avea o căsătorie, veți avea o uniune, să spunem, cu această persoană foarte frumoasă și sfântă. Da? Deci pentru foarte mulți această energie o văd aici, pentru că va veni să te cucerească, înțelegând că n-are cum să evite. Toți care facem ceva în viața asta, dragii mei, așa cum ați citit și pe internet în multe citate, plătim la masa unde am mâncat, dar nu mai știu cine dintre celebritățile noastre spune asta, dar o cred cu toată inima sau într-o altă formă, așa cum am spus-o și eu de obicei, nu rămâne nimic neplătit pe această lume. Drăguții mei, asta a fost etalarea. Sper să vă fi plăcut. Ați văzut că în fiecare zi alegem câte o temă. Haideți să vedem și literele pentru astăzi. După care, dragii mei, vom... Am să mai trag doar două și gata. Așa, după care vom vedea ce alegem și ca inițiale. Haideți să vedem, încerc să pun literele. Deci avem D, avem litera Y, avem litera D, dragii mei, stați că am pus-o invers, avem litera K, avem litera R, avem litera N, avem litera H, avem litera M, avem litera A, avem litera Q, dragii mei, litera G, litera B, litera N și litera V. O singură literă se repetă, ce mă bucur. Sper să le vedeți și dumneavoastră și sper să corespundă cu cât mai mulți, mă refer la numele la care v-ați gândit pentru persoanele la care v-ați gândit dumneavoastră acum. Dacă nu, nu-i un capăt de lume, vom alege de fiecare dată litere, stați liniștiți. Importante sunt, dragii mei, mesajele din tarot, ceea ce v-a transmis în această etalare Universul,
evident prin gura mea și prin ceea ce am văzut împreună. Sper să vă fi răspuns la multe întrebări, să vedeți mai departe ce urmează și, dragii mei, ca de obicei, vă rog să-mi lăsați comentarii, sugestii, vă rog să vă abonați, cei care nu v-ați abonat încă, îmi faceți un mare serviciu, vă aștept cu like-uri, vă aștept cu tot ceea ce doriți să-mi scrieți, pentru că, dragii mei, le citesc pe absolut toate mesajele pe care mi le lăsați și îmi cer iertare că vă dau oricum o inimioară și un like, dar dacă nu pot mai mult să răspund, măcar le citesc pentru că sunt foarte multe. Mulțumesc mult pentru că ați fost cu mine, nu uitați că vă iubesc foarte tare și ne revedem mâine la un nou video. Vă pup, pa, pa!